eu. Da, uite, recunosc că, ce pot să zic, inspirația mi-a venit și odată cu ea m-am hotărât să mă și specializez în domeniul acesta foarte frumos de design interior. Așa că, dacă ai nevoie de mine, îți pot da o mână de ajutor, o mână artistică de ajutor. Pe asta vreau să spun, numai bine pentru mine, pentru că și așa încă nu mi-am luat un designer de interior, că n-am avut bani. Bani și... Da, asta nu înseamnă că eu nu-ți iau, dar ți iau mai puțin, hai fi. Așa cum ești coleg. Uite, mă duc la Pina Brodan, că și am înțeles că face design. Păi da, de-aia face la o altă cu mine, așa că dacă vrei, uite, la pachet îți facem noi un design de interior la un preț rezonabil. Și v-au filmat colegii noștri la treabă? Bineînțeles. Hai să vă vedem. Hai. Au case de vis, dar parcă totul ar mai ajusta un pic. Colega noastră Diana Bart și amica ei Crina Brudan s-au înscris la cursuri de design interior și studiază de zor pentru examenul care bate la ușă. Fetele noastre au început să ia cursuri de design pentru... Pentru interior. Casa visurilor voastre. Bineînțeles, și nu doar pentru casa visurilor noastre, ci și a altora. Când ați început cursul? De aproximativ o lună și jumătate, dar dacă ne întrebi de când am început amenajările interioare, cred că de foarte mult timp, și eu și Diana. Atât au machetat încât au început să vină cu idei și pentru acasă. Astfel, casa Crinei este în șantier de mai bine de un an de zile. Am zis că nu se termină niciodată de renovat casa, pentru că în momentul în care termin o cameră sau un colț al living-ului, mi se pare că ceea ce am făcut înainte nu se mai potrivește. Când timp renovezi la ea? Aproape un an. Anul trecut am schimbat parchetul, ușile, geamurile, toate prin casă, am renovat și acum sunt la partea de design interior. Mai puțin și fetele vor trece prin emoțiile examenului final. În vreo două luni avem și un examen de susținut și practic și oral. Așa că... Să faceți la examenul ăsta, să faceți o căsuță ca asta, înțeleg. Da, trebuie să facem casa visurilor noastre, pe care o vom mobila și utila complet. Examenul va fi cu note. Așa că să vedem ce o să iasă. Asta e o schiță pe care ai făcut-o tu acum, da? Da, va face parte din proiectul final pe care îl vom susține la examen. La ce lucrezi? Ce e aici? Un dining la tine? Living-ul. Living-ul, la mine totul este foarte colorat. Cam ce notă le-am dat? Bineînțeles, un nouă cu felicitări, pentru că vreau să ajungă la 10. Dar să le lăsăm pe Diana și pe Crina să se pregătească pentru examen și să vedem cum se descurcă Roxana Ciuhulescu la cursurile de Public Relations, unde a venit însoțită de fiica ei, Ana Cleopatra. Ne-am îmbrăcat la fel, avem amândouă. Avem, noi le spunem, haine de vis. Ne-am venit la cursul de PR, pentru că asta este sala de PR. Suntem în cursul de weekend. Era o mișcare firească în cariera mea după 15-16 ani de TV. Mi-am dorit foarte tare să urmez cursurile de PR. Mai e foarte puțin timp până la examen, am emoții și am zis că dacă eu o duc în fiecare zi la școală, de ce să nu mă ducă și ea pe mine? Le ținem și noi pumnii la examen tuturor. Atâtea fete frumoase aici aveți la curs, cum ați reușit să le aduceți pe toate? Așa sunt, doamne, foarte multe fete frumoase. Păi, simplu. Ne alegem după suflet. Cea mai silitoare, eu vreau să spun că sunt și eu înscris la cursul de PR și colega mea este Roxana. Celelalte v-ai chiulesc? Nu cred. Nu, prezența este mașină. N-am crezut nici măcar o dată.